Curtea Constituțională a României a respins, marți, ca inadmisibilă sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea legii 317-2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat pentru Agerpres surse din CCR. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, în 2 mai, că trimite la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiției și sesizează Comisia de la Veneția, el adresând și un apel CCR să nu se grăbească și să conlucreze cu organismul european. Președintele spunea că, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor și va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor 3 legi de către Parlament. Bădilă, pus în dificultate de un membru CSM, nu pot spune că stăpânesc o limbă străină pentru a înțelege perfect miercurea trecută. Curtea Constituțională a României a respins ca inadmisibilă sesizarea președintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea legii 304-2004 privind organizarea judiciară.